Cel puțin la nivelul județului Hunedoara, campania de vaccinare anticovid ajunsă în cea de-a doua sa etapă merge bine. În județ au ajuns în această săptămână peste 2700 de doze de vaccin Pfizer, iar numărul acestora va crește în condițiile în care în țară a ajuns un nou transport cu aceste produse. Vaccinul Moderna se produce încă în cantități mici, dar este posibil ca și acesta să ajungă în județ. Mai mult de 10.000 de hunedorini s-au înscris în cea de-a doua etapă a vaccinării anticovid. Aceștia se alătură celor peste 4.000 de hunedoreni care s-au vaccinat în prima etapă. În prezent în județ, vaccinarea se face cu produse de la Pfizer, cele de la Moderna fiind încă în număr prea mic pe piață, dar nu este exclus să apară și acestea. Cu toate astea, vaccinarea merge bine în județul Hunedoara. Aveam 4200 și ceva de persoane vaccinate deja, pentru că, după cum știți, noi am început printre primele județe din țară și atunci avem, să zicem, un avans față de celelalte județe. Am adus 2760 de doze care au fost repartizate atât la centrele pentru populație, cât și la centrele din unitățile spitalicești. Vaccinul Pfizer în acest moment, pentru că Moderna nu ne-a livrat, a livrat o cantitate foarte mică la nivelul țării, au fost 14.000 de doze, ei nu au o capacitate foarte mare de producție și momentan mergem pe vaccinul Pfizer. În această săptămână au ajuns în țară 87.750 de doze de vaccin Pfizer, o nouă tranșă urmând a sosi pe 25 ianuarie. Din 15 februarie, tranșele de la Pfizer vor crește, iar dinspre Moderna încă nu s-a comunicat nimic în acest sens. Dacă vor fi disponibile ambele tipuri de vaccin cu caracteristici relativ similare, populația nu va putea alege cu ce se va vaccina. Alegerea unui tip de vaccin va putea fi indicată doar de către medicii de familie.